Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu pentru azi, tragica poveste a eroului din munți. Toma Arnăuțoiu, partizanul celei mai lungi rezistențe anticomuniste. Toma Arnăuțoiu, partizanul care a refuzat să-l însoțească pe regele Mihai în exil, alegând lupta anticomunistă. Toma Arnăuțoiu a condus cea mai lungă rezistență anticomunistă din Europa. Despre partizanii anticomuniști din munți s-au scris cărți întregi și s-a vorbit mult, ai crede că s-a zis tot. Sunt nebunii aceia care au pus mâna pe arme și au plecat în munți să-și apere țara de comuniști și de nedreptate. Au rămas ani, zeci de ani ascunși, deci temători, dar înverșunați și demni. Până au fost eliminați, sperând până la ultimul. Ai crede că s-a zis tot despre acești formidabili voinici de codru. Totuși, mișcarea de rezistență care a populat Carpații anilor 40, 50 și 60 din secolul trecut este aproape absentă din discuțiile confortabile despre trecutul recent, prea recent al României. Așadar, pentru universitarii care stigmatizează academica așa zisa pasivitate supusă a românilor și pentru vechii proletari care se împăunează cu mici dizidențe între patru pereți și pentru cei îmbătrâniți în armonia generoasă a ajutoarelor sociale și pentru tinerii care se regăsesc în nostalgiile părinților, pentru delatorii duplicitari, dar și pentru rezistenții luptători, facem azi biografia unui erou care n-a mutat munții din loc, care n-a câștigat lupta pe care a purtat-o. E povestea unui învins de oameni și de sistem. Totuși, războiul lui e lecția fără de care nu se poate înțelege România de azi, cu toate angoasele, nepăsările și neliniștile ei. E vorba despre Toma Arnăuțoiu, statul major al rezistenței armate din sudul Făgărașilor. E vorba despre 16 condamnați la moarte, ale căror trupuri au fost aruncate în grob comune fără adresă, despre alți 85 de condamnați la ani grei de temniță și despre sute de familii lăsate infirme, dar mai ales e vorba despre o Românie condamnată la uitare. Toma Arnăuțoiu, 1921-1959, a fost liderul grupului de rezistență anticomunistă de la Nucșoara. Unul dintre cei mai temuți partizani din munți, din zona Mușcelului, luptând cu armă în mână pentru libertate, ofițer decorat al Armatei Regale a României, Toma Arnăuțoiu a fost vânat de securitate timp de aproape 10 ani. El a fost prins în cele din urmă și executat la Jilava pe 18 iulie 1959. Înainte de a fi liderul grupului de rezistență anticomunistă de la Nucșoara, Toma Arnăuțoiu a făcut parte din garda regală. În 1947, când comuniștii l-au forțat să abdice și să plece din țară, regele Mihai a propus să-l însoțească, însă Toma a preferat să rămână și să încerce să țină piept noului regim. După 1990 s-a discutat mult despre memorie colectivă, despre martirologie și victimologie și au apărut multe cărți cu mărturii ale celor care au stat în închisori. Problematica acelui timp era complexă. Memorie, victime și călăi, rezistență și organizarea ei, geografia rezistenței, tortură și torționari. Născut pe 14 februarie 1921 în comuna Argeșeană, în Nucșoara, Toma Arnăuțoiu a fost al treilea dintre cei 5 copii ai învățătorului Ion Arnăuțoiu. În 1944 a absolvit școala de ofițeri de cavalerie regele Ferdinand I de la Târgoviște, iar în septembrie 1944 a fost trimis pe frontul de vest. La 1 noiembrie 1944 a fost decorat cu Ordinul Coroana României, clasa 5-a, iar în decembrie 1944 a fost rănit la luptele din Ungaria. După 3 luni de spitalizare, a revenit în activitate la Regimentul 5 Roșiori. În iunie 1946 e transferat la Regimentul de Gardă Călare, iar în 6 august 1947 a fost avansat la gradul de locotenent, pentru ca 3 zile mai târziu, pe 9 august 1947, să fie trecut în rezervă. Atunci când regele Mihai a plecat în exil, i-a propus lui Toma să-l însoțească, însă acesta l-a refuzat. Un an mai târziu, în iarna lui 1948, Toma Arnăuțoiu a fost contactat de către colonelul Gheorghe Arsenescu și a discutat cu acesta posibilitatea organizării unui grup de rezistență anticomunistă în Mușcel. În ianuarie-februarie 1948, colonelul Gheorghe Arsenescu reușise să inițieze nordul județului Mușcel, zona Bran, Rucăr, Dragoslavele, Stoienești, Cetățeni, Mățău, Câmpul Lung, gruparea de rezistență Haiducii Mușcelului. Grupare din care făceau parte foști deputați, avocați, mari industriași și proprietari de fabrici, mor și tăbăcării,
mici întreprinzători, ofițeri activi și deblocați, monahi și preoți de mir, învățători și profesori, studenți, muncitori și țărani. În decembrie 48, Gheorghe Arsănescu a demarat tratative la București cu membrii familiei lui Toma Arnăuțoiu pentru formarea unui nucleu similar în zona Nucșoara. Gheorghe Arsănescu avea 41 de ani pe atunci, tatăl său fusese în armată și murise la Mărășești, lăsându-l orfan la 10 ani. Crescuse în cultul tatălui lui, iar în glorificarea tatălui, promovată de mamă, un tată legendă, mor tânăr, el devenind, așa cum spunea soția lui, păunașul codrilor. Gheorghe Arsănescu avea o atracție către risc și era foarte bun la mânuirea pistolului. Întâi în slujba țării, apoi în slujba regelui, firesc se pune întrebarea cum ar putea fi caracterizată decizia lui Toma Arnăuțoiu de a lupta împotriva comuniștilor, în loc să aleagă o viață liniștită. O decizie se ia având în vedere atât elemente raționale cât și elemente iraționale, ele fiind combinate constituind constelația motivelor numită motivație. Ca un ghem din multe fire, trebuie să luăm în considerație și contextul care era situația atunci în țară și în ce situație se găsea el. Sigur, Toma Arnăuțoiu a fost crescut și s-a format în valorile de atunci, mult determinate nu numai de educația și de aspirațiile părinților, dar și de școala militară pe care a urmat-o, să nu uităm și de frații lui, care aveau aceleași valori și interese, unul dintre ei murind pe front. Deci e vorba de contribuția diferită a unor motive diferite. Decizia a fost influențată mult mai întâi de faptul că, fiind foarte tânăr, cariera lui din armată era terminată, așa cum se spunea, deblocat, viața lui era deraiată de la planul lui. Avusese succes, era chipeș, echilibrat și conștiincios și se trezește că trebuie să renunțe la planul lui de viață și la proiectele lui de carieră. Fotografia lui cu chipiul pe cap, uniforma de ofițer de cavalerie, croită exemplar, cu eșarfă la gât, cizmele elegante și bine lăcuite ne dau imaginea unui tânăr bine înfipt în viață și sigur pe el, spune Aurora Liceanu. Autoarea unei apreciate cărți despre rezistența anticomunistă de la Nucșoara, Aurora Liceanu i-a făcut un foarte interesant portret psihologic și uman lui Toma Arnăuțoiu. Chiar și decizia lui de a nu pleca alături de regele Mihai în exil a fost una care ridică multe semne de întrebare, mai ales că Toma făcea parte din garda regală. Avea 26 de ani și viitorul în față. Era foarte apreciat și de aceea a fost ales în garda regală, pentru care nu numai fizicul lui l-ar fi recomandat. Cu ocazia sosirii regelui Mihai în vizită la Nucșoara, la Elisabeta Rizea, arătându-i se fotografia de către sora lui Toma Arnăuțoiu, singura fiică dintre cei 5 copii ai învățătorului Iancu Arnăuțoiu, l-a recunoscut spunând că i-a propus să părăsească țara cu el, dar Toma a refuzat, spunând că își va servi țara luptând împotriva comuniștilor. Dar ce altceva putea face? Frustrarea lui era mare și pe acest fond sensibil și poate fiind chiar dezorientat, confuz, debusolat, apare oferta invitației a lui Gheorghe Arsănescu și el la rândul lui, cu o tinerețe plină de succes, dar la o vârstă la care trecutul atârna mult mai greu. Pentru Arsănescu, viața și arătase roadele tinereții, fiind trecut în rezervă, deci deblocat, când ajunsese la gradul de colonel, precizează Aurora Liceanu. Toma, alături de Arsănescu, manipulatorul. Cine a gândit logistica intrării în grupul de rezistență și-a dat seama cum să fie ritualul și cum să sune jurământul. Revolverul și crucea ortodoxă erau elementele principale, simboluri ale unor valori, iar jurământul crea o imagine magică a intrării în altă lume, o lume a eroilor. Totul era atât de încărcat de simbolismul eroi și romantic al vitejiei, încât unul dintre cei ce citeau jurământul a propus să fie ucis nu numai cel care trăda și toată familia lui, ci și toți urmașii lui până la noua generație. Toma Arnăuțoiu a fost terenul pe care au căzut grație talentului de influencer și de abil organizator pe care l-avea Arsănescu, semințele tentației. Arsănescu, manipulator, i-a înfățișat lui Toma Arnăuțoiu un scop bine conturat, un fel de prelungire a carierei lui abandonate, o folosire a celor învățate, un rost, descrie Aurora Liceanu, crezul grupului de rezistență. De asemenea, a mai contat prestigiul social al colonelului Arsănescu, faptul că mai organizase un grup mai mare de rezistență la Dragoslavele, care din nefericire se dispersase, lăsându-l fără posibilitatea de a continua afirmarea lui ca lider.
Abilitățile sociale, expertiza organizării confereau credibilitate și respect lui Gheorghe Arsenescu, care se purta asemenea unui luptător încercat de experiență. Situația din România devenise una critică. După 1945, o parte dintre pământurile țăranilor fuseseră naționalizate și urmau să fie confiscate și cele rămase, până la lichidarea clasei chiaburilor, în fapt a țăranilor înstăriți din sate. În orașe se pregătea naționalizarea proprietăților industriale și a micilor ateliere meșteșugărești. În plan social, lupta de clasă ajungea până la suprimarea fizică a celor care dețineau o proprietate, fie că era vorba despre terenuri, fabrici sau magazine. Un tânăr echilibrat și cinstit. Grupul de rezistență de la Nucșoara, condus de către Toma Arnăuțoiu, s-a format în 1949. Inițial a fost format din 16 partizani și a fost susținut de sute de oameni din comună, inclusiv de numeroase femei. Pentru Toma Arnăuțoiu, crescut în familia sa cu educație bazată pe anumite valori și format în școala militară, în care se punea accent pe onoare, loialitate față de patrie și rege, biserică, datoria față de aceste valori era crucială. El a fost un om de onoare, respectând datoria față de țară ca direcție de viață. Atunci când el a fost elev, ca și apoi când regimul s-a schimbat în 1989, armata și biserica aveau cea mai mare credibilitate și după 1990, indiferent de implicația armatei și a bisericii, acestea două erau în topul credibilității și încrederii populare. Toma, când a luat decizia de a se angaja în lupta anticomunistă, era foarte tânăr. Era onest, încrezător în lupta în care s-a angajat, dar lipsit de experiența vieții în grup și de rolul de conducător. Era temperamental, un tânăr echilibrat și cinstit, dar nu-l poți privi scos din context și cu greu îl poți desprinde de Gheorghe Arsenescu pentru că ei au pornit la drum împreună, adaugă Aurora Liceanu. Deoarece nu se putea ascunde ușor de trupele de securitate care începuseră să scotocească zona, dar și din cauza diferențelor de opinie în legătură cu tactica ce ar fi trebuit adoptată, grupul de rezistență de la Nucșoara s-a scindat în iulie 1949. O parte dintre membri au rămas împreună cu colonelul Arsenescu, iar ceilalți sub conducerea lui Toma Arnăuțoiu. În noiembrie 1949, colonelul Arsenescu a părăsit grupul de rezistență, iar oamenii rămași alături de el au fost arestați rând pe rând. Aurora Liceanu a explicat pentru Weekend adevărul și disensiunile apărute între Toma Arnăuțoiu și Gheorghe Arsenescu. Între cei doi exista o diferență de vârstă, de experiență de viață, de structură psihologică, de motivație, care foarte repede au controlat o incompatibilitate interpersonală. S-a spus că acest lucru s-a datorat mai ales divergențelor dintre ei privind strategia de a lupta, modalitățile de reacție a celor implicați. Din perspectivă psihologică, încercând să vedem ce fel de oameni erau cei doi, eu aș porni de la motivație legată de disensiunile dintre ei. La Toma, motivația era prioritar intrinsecă, pentru că el se supunea ideii de a respecta valorile pe care le asimilase. La Arsenescu, motivația era prioritar extrinsecă. El își dorea faimă, ambițiile lui erau de a continua eroismul tatălui lui, devenind el însuși un erou. Acest lucru era susținut și de diferența de percepție a situației grupărilor. Toma era prudent, precaut, responsabil de destinul grupării, poate prea calm și lent față de Arsenescu, care era aventuros, riscant și chiar impulsiv, uneori într-o oarecare măsură. Maturitatea lui Arsenescu era ambiguă și graba lui de a fi important căpăta note de impostură. Țăranii care se uitau la el cu stimă și respect aflau de la el, încrezător fiind care legături cu ambasada franceză, că știe lucruri pe care nu oricine le știa, că este informat și ca atare deciziile lui erau bazate pe date sigure. Individualist fiind, Arsenescu a lăsat baltă totul, ba chiar a avut o relație sentimentală care a dus la nașterea unei fetițe, stând ascuns aproape 11 ani. În același timp, Toma și grupul lui încercau să supraviețuiască în confruntări directe cu dușmanul hăituit și înfometați, precizează Aurora Liceanu. Luptătorii de la Nucșoara, conduși de către frații Toma și Petre Arnăuțoiu, au reușit să reziste în munți timp de aproape 10 ani, datorită ajutorului primit de la sute de localnici atașați familiei Arnăuțoiu, care le-au furnizat informații, alimente, haine și arme. Securitatea a desfășurat ample acțiuni de supraveghere a zonei de la Nucșoara, a arestat rudele și prietenii celor plecați să lupte, a racolat informatori și a instalat echipamente de ascultare în casele celor rămași,
totul pentru a-i prinde și a executa pe partizan, lucru ce s-a întâmplat în cele din urmă. Grigore Poinăreanu, fost coleg de școală al lui Tomar Năuțoiu, a fost șantajat și racolat de securitate, fiind convins să-i trădeze pe partizani. După cum scrie Aurora Liceanu în lucrarea Rănile Memoriei, Nucșoara și Rezistența din Munți, Grigore Poinăreanu era o persoană cunoscută a organelor de securitate, mai fusese în atenția acestora și chiar folosit, deși nerecrutat, în perioada 52-53. Din cauza comportamentului său considerat deviant, securitatea s-a sesizat, adunând date importante care îl puteau incrimina, punându-l în situația de a fi șantajat. Referirile la personalitatea sa conțineau atribute negative. Era bețiv, înveterat, homosexual, fără personalitate și cunoscut cu dese manifestări dușmănoase, dându-se chiar la acte de instigare publică. Ducea o viață de huzur, că îi plăcea viața desfrânată și de petreceri, că era foarte comod. Totuși, recrutarea lui Grigore Poinăreanu aducea unele avantaje care nu puteau fi neglijate. În primul rând, un altul care să ducă la grup nu exista. Și cel mai important lucru, Grigore Poinăreanu putea fi șantajat prin propriile slăbiciuni, prin amenințări la adresa hedonismului și libertății lui atât de scumpe. După ce a dat 3 declarații la securitate în perioada 17-19 martie 58, Grigore Poinăreanu a semnat pe 20 martie 1958 o declarație angajament prin care recunoștea că a avut legături cu frații Arnăuțoiu și cerea să sprijine securitatea pentru prinderea grupului de partizani anticomuniști. Declarația apare în cartea scrisă de Ioana Voicu Arnăuțoiu, Luptătorii din Munți, Toma Arnăuțoiu, grupul de la Nucșoara, documente ale anchetei procesului detenției, editura Vremea 2009. În declarația angajament, Grigore Poinăreanu preciza, printre altele, am avut legături în perioada 51-58 cu bandiții Toma și Petre Arnăuțoiu și Constantin Jubleanu, sprijinindu-i cu alimente și bani și dându-le unele informații legate de securitatea lor pentru a nu fi prinși de organele de stat, deși cunoșteam că bandiții au la activul lor crime și jafuri pe care le-au comis în perioada în care din bandă făcea parte și Marinescu, în a cărui sarcină, după spusele bandiților amintiți mai sus, erau puse. În dorința de a mă reabilita prin prezenta declarație angajament, cer să mi se acorde posibilitatea de a aduce servicii în scopul prinderii bandei în cel mai scurt timp, 1 mai 1958. Pe 20 mai 1958, frații Arnăuțoiu au coborât din grota săpată în Munți la casa acestui Grigore Poinăreanu pentru a ridica diverse lucruri. Au fost omeniți cu țuică în care fusese pus un tranquilizant puternic pentru a-i neutraliza, după care trupele de intervenție i-au silit să indice locul ascunzătorii unde se mai adăpăsteau Maria Plop, Ioana, fetița de 2 ani a lui Toma Arnăuțoiu și a Mariei Plop și Constantin Jubleanu. Acesta din urmă a fost ucis într-un schimb de focuri cu trupele de securitate, iar Maria Plop a coborât din grotă pe o scară de frânghie, ținând în brațe fetița. Zona Râpele Dracului din Munții Făgărași e împânzită de milițieni. Maria Plop, o femeie firavă și slăbită, e somată să coboare pe o scară improvizată dintr-o grotă camuflată în munte. În brațe o ține pe fica sa de 2 ani, Ioana, care se născuse chiar în teribilă ascunzătoare. Milițienii îl somează și pe Constantin Tică Jubleanu să se arate. Rămas singur în cavernă, Tică alege însă să lupte până la sfârșit. Pune mâna pe armă și trage. Îl rănește pe milițianul Aurică Enache în mână și în picior, dar sfârșește în schimbul de focuri. Arată darea de seama a milițienilor. Marina Chirca a reținut însă că Tică, văzându-se încercuit, s-a sinucis. La 20 mai 1958, după mai bine de 9 ani în care au încercat să-l captureze pe Toma Arnăuțoiu și grupul de rezistență din comuna Nucșoara, județul Argeș, comuniștii au reușit. În Făgăraș nu mai trăiește niciun partizan anticomunist. Maria Plop, mica Ioana, Petre și Toma Arnăuțoiu sunt trimiși în arest la Pitești. Deținuți de atunci, încă își mai amintesc strigătele copilei. Mami, mami! Peste aproximativ 3 luni, Ioana e trimisă într-un leagăn de copii din Câmpul Lung. Pentru ceilalți urmează un an de anchete și interogatorii. Securiștii află în amănunt din jurnalele ținute de partizani în Munți toate faptele lor. Îi află pe toți cei care i-au ajutat. Încep arestările. Marea Adunare Națională a respins cererile de comutare a pedepsei. Arestații au fost duși la sediul securității din Pitești și anchetați timp de un an.
Tribunalul militar al regiunii a doua i-a condamnat la moarte pe frații Arnaud Soiu, Toma și Petre, dar și pe alți 14 oameni care i-au ajutat timp de 9 ani cât au fost urmăriți. Cei 16 au fost executați la penitenciarul Jilava în noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. Cu lanțuri legate de mâini și de picioare, 16 persoane se așează pe rând la fiecare 15 minute în fața plutonului de execuție. Sunt legați la ochi ca să nu-și vadă criminalii și moartea, dar sunt mândri și drepți, căci brazii se frâng, dar nu se îndoaie. Sunt condamnați la moarte din primul lot în procesul Arnăuțoilor. Primul dintre ei e Toma, îi se dă dreptul la ultimul cuvânt. Trăiască armata română, ar fi strigat el, și-a amintit o milițeancă din închisoare de la care a aflat Elena Ion Arnăuțoiu. La comanda dată de comandamentul penitenciarului Jilava, cei trei milițieni trag, Toma însă nu moare imediat. Îl aruncă așa în groapă și pun var și pământ peste el. Toma Arnăuțoiu avea 38 de ani. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând!